sunt Natalia Cheftenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ion Perciun, din satul Alexeievca, de 3 luni stă pe patul spitalului din Florești. El are probleme locomotorii, iar din lipsa condițiilor de acasă, medicii nu-l pot externa. Pe lângă asta, bărbatul de 58 de ani ar mai avea o problemă. El spune că nu-și amintește cum a ajuns la spital. Eu după ce m-au scos, eu nu țin minte nimic. În schimb, consătenii bărbatului afirmă că știu foarte bine ce i s-a întâmplat lui Ion Perciun. Din spusele oamenilor, în seara de 6 noiembrie în Alexeievca s-ar fi întâmplat un accident rutier, victima căruia ar fi Ion Perciun. Vine mașina și am văzut cum a lovit om. Я говорю, Вера, что случилось? Она говорит, да, случилось. Вот твоего брата, значит, ударила машина. Вот. И я говорю, как, что? Mai mult, rudele și vecinii lui Ion Perciun spun că cel care l-ar fi lovit cu mașina este nimeni altul decât primarul orașului Florești, Iurie Gangan. Și soveste, tu stai și conduci Floreștiul când tu ai așa pat pe față. Da, primarul a fost băut. Când s-a luat expertiza, nu s-a luat expertiza la sânge, numai la șoțul frate acolo. Primarul de Florești însă nu-și recunoaște vina și spune că apropiații victimei îi aduc acuzații false. Eu nu pot să dau, nu pot să dau mărturii împotriva mea. Ce s-a întâmplat în seara de 6 noiembrie în Alexeievca? De ce primarul, care se crede nevinovat, și-a angajat un avocat? Și ce înțelegere a încercat să facă acesta din urmă cu rudele lui Ion Perciun? Aflați în această seară. Maria Iacubovska a venit astăzi în platoul nostru să ceară dreptate pentru fratele său, pe care îl crede victima primarului de Florești. Să vedem ce ne va povesti. Bună seara, doamna Natalia. Bună seara, doamna Maria. Vă rog să luați loc. Să ne spuneți mai întâi cum ați aflat despre ce i s-a întâmplat fratelui dumneavoastră. Pe data de 6 noiembrie, în jur la 8 seara, doamna Vera, care e la magazin acolo, mi-a sunat și eu tare m-am mirat că e ora 8 de acum. Ea niciodată nu m-a sunat în această zi. Maria, știți că pe Ion, ce-ați pățit? Pe Ion l-a lovit o mașină. Cum? Chiar că el venea de la magazin, a vrut să treacă drumul. Avea o sacoșă cu morcov. Sacoșa aceea s-a rupt taman în mijlocul drumului. El s-a întors înapoi la magazin, a cumpărat fanari, a cumpărat o sacoșă, s-a așezat așa, cu un picior așa și cu unul, că el a dat el a mai avut o fractură în tineret. Și că el nu putea să stăie îndoiet. Și era într-un genunchi și strângea morcovul de acolo. Și în momentul dat, dânsul l-a pălit. Da, dar da. Spuneți-mi, vă rog, vecina, v-a spus în ce stare este fratele dumneavoastră? Da, e mie mi-a spus că el, dânsul l-a pălit și la dânsul ciorul e fracturat de la șold și ei au chemat salvare. L-a luat salvare? L-a luat salvare, da. Asta v-a zis da. Chiar atunci, da, la telefon. Da. Fetele acolo care au văzut tot aia. Noi am vorbit cu medicii de la spitalul din Florești. Haideți să vedem împreună ce ne-au povestit ei. În stare satisfăcătoare. Urma tratamentul corespunzător și s-a externat în stare satisfăcătoare. Pacientul a ajuns în spitalul în Florești, a fost internat în secția ortopediei traumatologiei în stare de gravitate medie. Nu prezenta pericol pentru viață. Cât timp a fost internat dumneavoastră? Vedeți dacă... Încheieți, vă rog. Eu v-am rugat să-mi dați întrebări precise, ca eu să pot, știu și să vă răspund. Doamna Maria, spuneți-mi, vă rog, de ce fratele dumneavoastră până acum se află la spital? Deci au trecut deja cam 3 luni. De ce e la spital și nu acasă? I-am rugat să-l iese în spital, fiindcă acasă n-are cine să uite după dânsul, el în costele. Lui trebuie să facă foc, să facă mâncare. Eu la Chișinău aici n-am putut să-l aduc, eu singur de-am văzut în vârstă și... Și ei au acceptat și o mărșa. Și îl țin acolo? Îl țin acolo, da. Practic... El e scris de mult acasă, adică așa îmi pare mie. Că el, dar îl țin așa, așa, îl hrănesc și, mă rog, până el a spat să calcă picior, până el s-a revenit bine și... Se poate reveni acasă. Da, sunt foarte mulțumită lor că...
Altfel nu știu ce făceam cu el. Svetlana Buruian și Vera Iancovskaya, printre primii, au ajuns la locul presupusului accident. Ce-și amintesc din seara cu pricină, vom afla chiar imediat. Bună seara, doamnelor, vă rog să luați loc. Știu că dumneavoastră ați fost printre primele care ați ajuns la fața locului, dar vreau să vă întreb ce v-a adus acolo. Stăteam în magazin și în timpul ăsta vine domnul Ion și ai un fanar. Dar eu îl întreb, zic, dar ce-ai pățit, Vania? Dar el zice, am pierdut, am împrăștiat morcojii pe tras. Zic, cum așa ai pierdut? Dar el zicea că așa am sorut pachet și am pierdut morcojii. El, doamna ala, de fanariu, el se duce cu fanariu înapoi, dar eu ies din urma lui și zic lui doamna ala, zic, adem să vedem unde au pierdut morcojii. Da, el... Așa erați curioasă? Da! Eu de atât așa am văzut tot, că poate nu se vede totul dacă eu nu mă cem din urma lui. În timpul ăsta, eu când ies, doamna Vera și cu fata ceilalți trăiești nu chiar departe, undeva 50 de metri, acolo ele stăteau tăti că făceau fântâna. Și stăteau cu fântânarii pe treșeu. Și eu zic că haideți mă răb și îți vede Vania unde strânge morcojii. Cum stăteam eu cu spatele, Stela stătea cu fața înspre trasă. S-a auzit o pălitură mută. Când Stela... Dar haideți să vedem împreună ce le-ați povestit colegilor mei despre cele văzute la fața locului. Atenție! Și când am ajuns aici, ia ca mașina stătea aici. Mașina stătea aici ea. În timp și ala, eu când vineam, domnul și ala care cu mașina, îl dușie, damă. Nu, n-am văzut când s-o aplecat să iei, dar îl dușie, disțuori, l-o dus în coașe, luați-l și dușieți-l, ce l-ați aruncat, că l-ați pălit. Eu nu l-am pălit. L-ai pălit. Dar ce l-ai aruncat aici, ce l-ai luat? El a zis că nu eu l-am pălit și un bărbat din fântânare și e, eu zis, ieșa, prinde gabaritul, că vine mașină din deal și ne-a pălit în căpiteț. Și el s-a suit în mașină, aprinde lumina și a fugit și s-a dus. Nici de cum, dacă tu l-ai luat de acolo și l-ai ridicat și l-ai aruncat ca nici pe un câine, că tot una e să-l iei și să-l jălești, ori chiar dacă și mort, ai să-l îngroci, ai să faci ceva, nu ai să-l ieși tot așa, acum. Cum să-l ieși? Dar vreau să vă întreb, de ce sunteți atât de sigură că bărbatul care îl târa pe domnul Ion l-a lovit cu mașină? De atâta că eu stăteam pe prag la casă, dar casa sunt câțiva metri de la locul unde s-a întâmplat, și am auzit sunetul și ala. Și nu numai eu eram noi mai mulți acolo și am auzit și repede. Dar ce sunet ați auzit? Un înădușit, așa un sunet. Noi de atâta ne-am și dus acolo, cu altă ocazie. Nu puteați să confundați cu altceva? Nu. Acest sunet, ziceți, de lovitură. Nu, sunetul este nescunoscut tare bine. Cum? N-am avut în viață, că-s de mult conduc, dar... În schimb, am soț șofer care el ne povestește tot, cum spălești, cum s-aude, cum că trăim aproape de Florești, vedem multe acolo. Dar erați cu spatele, ați auzit da, doar spatele, acest sunet. Spatele, da. Și dar v-ați Stela, întors imediat? Stela stătea cu fața, Stela o văz chiar cum m-a pălit. Și eu alergat și eu zis, domnul Lea, a spălit omul. Dar el spune, nu l-am pălit și dați în pași, ne-au zulit pe noi la o parte, s-a suit în mașină și a plecat. Dar cine a sunat la 112? O nepoțică mie. Uh-huh. E tot acolo era. Poliția a venit împreună cu medicii sau i-ați sunat? Ei, poliția nu a vrut să vii deodată. A început, dați-ne pe telefon și s-a trecut acolo. Noi am spus, noi pe telefon nu dăm. Corina spune, veniți la fața locului, că noi suntem tăți martori aici. Și-a luat alt domn telefonul și-a sunat și-a zis că bine, noi venim. Și-a venit doi polițiști. Tineri și sună, pe telefon către noi sună și spune aici nu e avarie, aici unul bat, o cicat și s-o lămuri și singuri că l-a luat salvarea. În schimb, eu mă întorc și am mințit. Am spus, dar eu am filmat. Eu pun pe Facebook și aici s-o trecut aici. Că voi amăjiți, voi duceți din nas lumea. Cum dacă e pălit? Și când am spus eu de filmare, dar dumnealui a sunat, nu știu unde, că s-o grămădit un cât de mașini polițiști.
Ea s-a dus, și doi s-a dus. Noi ne-am dus acolo acasă, m-am dus, mulți, dar gata, era încrșfântânat. Pe domnul Ion deja l-a dus salvarea. Salvarea l-a luat și noi, gata, noi ne-am dus acasă. Și dem așa pe prag. Și când am catat, au venit vreo patru polițai, au intrat în ogradă, așa, noi cum și dem peț, și întreabă repede, unde și e cu video? De mie. Dar noi... Unde și cu video? S-a dus acasă. Și unde trăiește Valentina? Care Valentina? Da, acolo când s-a făcut avaria, în deal era o Valentina. Noi bați cu un copac. Înțelegeți chiar cum am o... Așa ea, că e așa o intrat brusc și cu așa niște aere. Acolo au venit atunci 5 mașini. De... 5 mașini de poliție? Da. Sunteți siguri? Da, dar cum? Dar cum? Comisarul a venit pe urmă. Dar tot a venit în seara și când a venit el, s-a dus, eu am ieșit atunci, tot noi, toți am ieșit acolo, când am știem cu și ocazii, și eu am întrebat, da unde, da cum? Eu tot așa le-am arătat, e ca ieșit și de mașină, e ca cum fac schema și ea. Dar nu a făcut-o ea cum trebuie, așa, știți. Și unde trebuie... Pe mine mă uimește faptul, 5 mașini ale, a poliției? Le-ați numărat așa, uite, pe degete? Nu. Nu erau toate din serviciu. Dar din trâns le s-au coborât tăți care... Oameni în uniformă? În uniformă erau numai trei dinainte. Dar și el două din urmă erau... Cum s-ar, nu era în formă. Și mai erau niște băieți care de unde știați că sunt polițiști? Dar dacă s-au prezentat, au intrat în ogradă și catau video. Am luat dumneavoastră o întrebare. La polițiștii care au intrat în ogradă, le-ați permis accesul în ogradă? Nu. Deci, nu, eu am intrat așa. Da, deci aici iarăși avem de-a face cu o situație care mai mult pare a violare domiciliu. Chiar dacă sunt polițiști? Chiar dacă sunt polițiști, nu au dreptul să pătrundă în teritoriul privat, având în vedere că și ograda, locul unde persoana își duce traiul, se consideră domiciliu, inclusiv ograda, automobilul, tot absolut se consideră domiciliu. Deci nu aveau dreptul să intre fără permisiunea dumneavoastră în ogradă. Iar acum o invit în platou pe Stella Nimijan, care a fost și ea în seara de 6 noiembrie la fața locului. Femeia spune că a avut o întâlnire neașteptată cu avocata lui Iurie Gangan. Despre ce au discutat, ne va spune imediat. Să întâmpinăm. Bună seara! Așa, bună seara, vă spun. Bună seara. Doamna Stella, spuneți-mi, vă rog, cum s-a întâmplat să vă întâlniți cu avocata domnului primar de Florești? Pe mine m-a rugat doamna Maria, zice, și merg la o întâlnire cu avocata, hai să mergem împreună, că să vedem ce îmi spune doamna. Am plecat la întâlnire cu avocata și am stat de vorbă. Am fost foarte șocat că avocata recunoaște vina lui domnul Gangan. În ce fel a recunoscut? Cum vă amintiți? Din partea ei au fost spus cuvintele că, da, eu înțeleg, domnul s-a speriat atunci, dar trebuie să facem ca să hotărâm întrebarea asta. Așa a zis? Da, doamna, așa a zis, am înscris tot asta. Și eu măr stăcă, și voi spuneți, nu cum, nu mii, dar doamna Maria, dumneavoastră spuneți-mi și doriți ca să facem să mergem tot după, să încheiem tot asta. Doamna Maria, ce ați răspuns? În ziua aceea noi când am venit acolo în cabinet la judecată, doamna Maria, ce ați venit încoace? Zic, eu n-am venit, dumneavoastră m-ați chemat. Dar ce vreți? Zic, dumneavoastră ce vreți? Dar ea ca știți, noi vrem ea ca să facem așa o... un ajutor să-i dăm, dar vrem pace, să-i dăm un ajutor lui Ion. Eu zic, știți, eu nu știu, noi nu ne ținem bogăție, noi vrem să-l punem pe picioare. Fiindcă el e traumat și nu știe când el a să mai calci pe picioare. Și eu zic așa, dacă, și eu o scris pe caiet, că înseamnă că asistența medicală, cât a costat el de 2000 și ceva de lei și pe mine tare m-a nerat, că s-a fost un om de rând, acolo erau 1100, dar așa 2000 cu tot cu operații, cu asta nu e real. Mi s-a părut puțin? Foarte puțin mi s-a părut. Și eu îi zic, mă rog, acolo, eu îi spun că zi materialne ușier, este și moralne ușier. Dar cât vreți zi moralne ușier? Dar eu zic, știți, eu nu știu legea, noi nu știm ce se cerem și cum. Dar ca să-l putem să-l punem picioare, eu așa mă gândesc în jur la 2000 de euro. Pe moralne ușier.
Eu nu știu, asta e mult sau e puțin, eu n-am idee, dar noi cam am socotit cum noi mai avem din blat pe dâns, cu dâns, pe la spital, ori pe la... Bun, doamna Maria, bună, dar da, cum, da, e că eu am scris că să-i plătim luni și te-o scotă 1200 de lei pe lună până el a scalt și picior, să aibă el cu și trăie, cu și... Da, m-a calat. Eu zic, eu nu știu cât e am o corzina, cât e, cum se plătește după lege, eu, noi nu știm legea la perfecție. Bun, dar atunci ajungem, oi, săracuțul, 50 de mii, adică, ofice slor, nu știu cum s-ar spune, 50 de mii, da, scam mulți bani, săracul, de unde fie, ce s-a dus la săracul ăsta de cine spunea? De, de clientul său, de, da? De da, domnul, da, primar. De domnul Gangan. De unde fie săracul? Ei s-a dus și-a mai luat un credit, știți? Chiar așa ai zis? Da, dar la noi este tot înscris, doamnă, tot înscris. Da, noi dispunem de o înregistrare audio care ar fi fost făcută la întâlnirea dumneavoastră cu avocata domnului Gangan. Să o ascultăm. La moment și pot să vă spun eu, că adică noi am fost... Da, să țineți un lucru, că noi ne oferim cu ajutor. Nu că să vă cumpărăm, să vă influențăm sau... Da, asta e să nu greu. Noi, omenești, am vrut ajutor. Dar noi rămânem dumneavoastră pe poziția dumneavoastră, noi pe poziția noastră, că nu este vinovat și că trebuie să înțelegeți lucrurile astea. Nu, cum așa nu e vinovat? Păi nu, și zvii să scrie în recipiesul dumitale că eu sunt vinovat și l-am lovit. Nu, nu putem noi așa ceva. E așa mi-a spus la 2000 de euro. Prejudiciu moral. Dăm 2000 de euro ăsta ca prejudiciu moral, excludem lemnele de foc și mâncarea lunară. Mâncarea lunară nu trebuie este 1100 de lemn și lemnele. Lemnele excludem. Excludem. Așa e... Lunară, ceva. Da, păi, dumneavoastră știți că... Da, măcar ceva, sabe, el a fost mega la doamna, o capecă acolo, tu că să mănânci. Și restul noi am să facem ce la greu, să-mi pun o lupță că... Și cu mărană, eu știerba. Eu vreau să ne spuneți, eu, spre exemplu, îți zic eu o livelul la 10 lei, eu munci și pot zic, mă, ta înțelegi? Mă, ta ne spune că eu ne-am scris lemne de foc, mâncare ne-am scris. Și dintr-un punct de vedere, nu este problema, o problemă discuția care a avut loc, pentru că repararea prejudiciului, de exemplu, până la diferirea cauzei instanței de judecată, este o circunstanță atenuată. În principiu, tentativa poate fi considerat ca una pozitivă. Deja, iată, însăși, rezultatul sau recunoașterea asta vine, știți, după culise, nu în cadrul urmăririi penale, dar o recunoaștere în fața persoanelor a vine, este un moment. Refuzul de a recunoaște vina în cadrul urmăririi penale deja denotă un comportament așa un pic, să zicem, mai viclean, care nu știe ce scop să urmărește până la urmă. Da, da. Doamna Stela, doamna Maria, dar vreau să știu dacă până la urmă ați ajuns la o înțelegere. Când doamna a spus că noi nu vrem să vă cumpărăm, noi vrem să vă dăm un mic ajutor. Da. Eu atunci am spus la doamna avocat, zic, doamnă, când vrei să dai ajutor, iei o sumă oricare de bani din dorința dumneavoastră, zic, dumneavoastră a schemat-o ca să împăcați tot asta. Să înseamnă că asta merge după lege. Vă duci la notariat și îi spuneți că e ca în legătură cu accidentul. Iată, atunci avocatul s-a schimbat în alt mod. Cum v-ați despărțit până la urmă? Eu vă spun una, că eu mă duc să-i spun lui domnul Gangan toate condițiile, eu sunt de acord cu tot, nu m-am puțin material, prejudiciu material, că nu înțelegeți, omul ăștia poți să n-ai bani, ăștia poți să trebuie să ducă să iei un credit sau altceva sau să împrumute de undeva. Dar așa, tot în urmă, tot e asta. Și vă promit să vă dea un răspuns al primarului a doua zi. Da, 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 mâine, asta... sună, da, Maria, eu vă sun mâine, dumneavoastră, nu ne înțelegem când să veniți. V-a mai sunat? Nu, până ziua de azi nu a sunat. Această situație, cred că deja trebuia să fie luată la control de autorități mult mai serioase, structurile de securitate internă, procuratura și poate la cel mai înalt nivel, pentru că nu e vorba doar de domnul Ion ca și victimă, e vorba de activitatea poliției și a procuraturii. Da. Pentru că poate că și factori de corupție, nemai vorbind de viciile activității procesuale, penale, se încearcă ascunderea unei crime și deja e vorba de alte componențe de infracțiuni. Codul penal
mai scrie despre foarte multe aspecte interesante care cineva ar trebui să le analizeze. Eu am o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, iată discuția cu avocatul. Dacă s-a ajungea la un numitor comun între dumneavoastră, dumneavoastră acceptați suma și o primiați, avocatul v-a solicitat ca cumva să scriți o cerere că nu aveți pretenții careva da. Materiale și morale. Deci urma tot și până la urmă în dosar să apară o cerere făcută de partea vătămată, da? Da. Noi am vrut, este așa punct în, în codexul penal, oricum se spune, că dacă părțile vin la o concluzie oarecare, înseamnă că după lege este așa punct, adică de împăcare. Dar ei au vrut nouă să ne dea adică bani, ca noi să nu spunem că el l-a pălit. Dar pur și simplu el vrea să dea din intenție omenești, să dea lui fratele meu un ajutor. Dar eu îi spune, cum așa înseamnă că dumneavoastră nu l-ați pălit, dar cu ce ocazie trebuie să-i dați lui bani? Eu pot să vă spun că împăcarea e posibilă dacă partea care se știe că e vinovată recunoaște vina. Deci persoana vinovată trebuie să recunoască public în fața instanței de judecată, se întocmește procesual împăcarea și da, într-adevăr, pretenții civile nu mai sunt. Dar statul își rezolvă aspectul legalității absolut altfel. Și nu contează, Ion a primit banii sau nu. Trebuie să vă spun că noi i-am făcut o invitație domnului primar de Florești, Iurie Gangan, să vină astăzi la emisiunea noastră să răspundă tuturor acuzațiilor. Domnia sa ne-a refuzat și iată ce ne-a mai spus. Atenție la ecran. Eu pledez nevinovat. Așa. Nu uitați că există prezumția nevinovăției. Și eu nu am timp, n-am timp disponibil să particip la emisiune. Refuzați invitația noastră? Nu refuz, nu am timp, fizic n-am timp. Așa, dar ce ați făcut astăzi la poliție, la inspectoratul de poliție? Derulează ancheta mai departe. Așteptăm rezultatele anchetei. De fapt, trebuie să fie mai multe anchete deja. Sunt cu siguranță mai multe componențe din fracțiuni care trebuie analizate. Și lăsarea în primejde, și activitatea poliției ar trebui cuiva mai important să trezească întrebări. Și aici, cu un simplu accident, n-ar trebui să se finiseze. A doua zi după presupusul accident din Alexeievka, Ion Perciun a fost vizitat la spital chiar de primarul Iurie Gangan. Acesta, din urmă, nu a venit de unul singur. Cine l-a însoțit și care a fost scopul vizitei, ne va spune chiar Ion Perciun. Că eu de-am neînțeșit, că azi a venit la mine domnul Gangan cu doamna Valentina. La mine. Doamna da. Valentina, cine este? Ei trăiește într-o casă tare... La mine găinile și mai bine trăiesc adânsă. E un banc. În mahală se vorbește și e comic și e interesant. Cum încă am căzut eu la vreme și a apărut și uși nouă și vereți nouă? Eu nu înțeleg de unde. Avea o sacoșă cu morcov. Sacoșa aceea s-a rupt taman în mijlocul drumului. Și era într-un genunchi și strângea morcovul cealaltă de acolo. Și în momentul dat, pe dânsul l-a pălit. Și eu alergat și eu zis, domnul, le-a spălit omul. De el spune, nu l-am pălit și dați în pași, ne-au zulit pe noi la o parte, s-a suit în mașină și a plecat. Am fost foarte șocat că advocata recunoaște vina lui domnul Gangan. Eu îi spun că s-a material neușier, este ciumaral neușier. Dar cât vreți? Eu așa mă gândesc în jur la 2000 de euro. Pe Maran Neușer. A doua zi după presupusul accident din Alexeievka, Ion Perciun a fost vizitat la spital chiar de primarul Iurie Gangan. Acesta, din urmă, nu a venit de unul singur. Cine l-a însoțit și care a fost scopul vizitei, ne va spune chiar Ion Perciun. Să-l întâmpinăm. Domnul Ion, veniți! Luați loc aici, lângă sora dumneavoastră. Domnule Ion, bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte mult că ați ajuns astăzi la noi, deși știu care este situația cu starea dumneavoastră actuală. Eu vreau să vă întreb ce vă amintiți dumneavoastră din acea seară? Eu până la ambulanță tot țin minte. Cum el m-a pălit, cum m-a trăit, cum dumneavoastră m-a... țineți minte cum da. V-a lovit cu mașina? Da, cu mașina, cum el m-a luat sub soare și m-a trăit, m-a lepădat sub gard. Domnule Ion, spuneți-mi, da. Vă rog, dumneavoastră în ce stare erați în momentul accidentului? Nu, spun că eram alea cinstit, nu? Că eu am spus deodată că eram cinstit alea. Da. Cât ați băut, domnule Ion? Un stacan de bere și două ori 50 de grame. Erați amețit de binele? Nu, încă știam cum merg, cum mă duc și ce fac. N-ați căzut pe jos? Nu.
Îmi pare rău că ați ajuns în situația asta, dar aveți și dumneavoastră o parte de vină, pentru că în mijlocul drumului v-ați așezat în pirostrie seara și ați început să strângeți morcovi știind că pe acolo trec mașinile. Deci, iată, aici ar fi trebuit să gândiți un pic logic, să vă gândiți că unde stau eu, dar dacă vine mașina și nu reușesc să mă dau la o parte. Eu am o întrebare din eu, vă spuneți-mi, vă rog, fiind așa atunci semi-așezat, strângând morcovii, ați auzit dumneavoastră un sunet de motor, poate farurile luminau, cu oricum, dacă era, dau seama, era timp de noapte, farurile trebuie să fie pornite, totuși trebuie măcar, nu știu, cumva să observați lumina farurilor, să aud un sunet de motor. Mașina mergea încet, farurile erau slabe. Gabarietul. Erau, poate pe blijni, dar așa svetare el, dar era lumina slabă. Și eu am văzut numai siluetul lui Ivan, la momentul dat, eu nu știam că e Ivan așa, că eu știam că el cu Valentina se porni să strângeau morcovi. Și eu am văzut cum vine mașina, și mașina n-avea viteză, avea undeva 20-30 pe oră, nu mai mult. Și când l-a pălit pe Ivan, Ivan a căzut și mașina atunci a stopat și a stâns toate luminile. Dumneavoastră ați depus mărturii la poliție? Da. Că vine, tamandul meu în cămaz. Când v-au ascultat mărturia? Pe mine atunci seara, când a venit comisarul poliție și s-a apropiat de mine, eu tamand ne ducem, ne gândim spre magazin, spre casă, cu o mămică. Și el zice, doamnelor, puteți să stăm de vorbă puțin. Doar așa, eu vreau să înțeleg, doar verbal sau totuși ați mers la poliție și s-a înregistrat mărturia dumneavoastră? Domnul Leșan a întrebat, poate stăm de vorbă? Da, păi nu știu, nu, spate. Și el nu a început să ne îndebe ce a fost, cum s-a întâmplat. Eu am început... Și el întreabă, da, ați scris teta asta? De... Zic, nu, pe noi nimeni nu ne întreabă nică. Zic, ea ca ei stau tăți o grămadă cu doamna Valentina. Zic, pe noi nu ne-a întrebat nimeni și nu ne ascultă. Și domnul Leșanu s-a întors și l-a chemat pe domnul Tiltu. Cine e? Anchetatorul. Și îl întreabă, dar de la doamnele este cine ați, nu luați lămuriri? De el... Poate să vin mâine, ori pui mâine, un vidie și un lua. A mai venit? De domnul Leșanu zice, amu, în momentul ăsta, le a dat tăt și ei lămuriri la femeile astea. Și el atunci au luat la mine și de la mămică lămuriri, ne-am întors înapoi la magazin și ne-au luat lămuriri la nouă. La mine pistolul n-a luat. Dar la restul, da, m-a venit. Domnul Ion, eu vreau să vă întreb, în ce stare erați când ați revenit, v-ați revenit la spital? Bă, în vremea aceea eu dimineața ne-am venit în șire, că... Abia dimineața v-ați revenit? Da, dimineața. Că eu ne-am venit în șire, că razul a venit și la mine domnul Gangan cu doamna Valentina. Doamna Valentina cine este? Care eu eram în seara aceea cu domnul, da, vecina. Era, este vecina dumneavoastră? Da. Deci domnul primar a venit cu doamna Valentina? Doamna Valentina, da. A venit să vadă în ce stare sunt eu. Dar de ce au venit împreună? Ei se cunosc? Nu știu de asta, de unde se cunosc. Da, au venit împreună. M-a întrebat cum. Zic că uitați-vă singur cum. Ia că tu ai chicat jos, ia că și doamna Valentina spune că cum ai chicat jos dacă mașina m-a spălit singur, m-a spălit. Asta nu e chicător. Chicător putem schică în genunchi, putem schică în mâini, ori cu un cap, putem schică undeva. Dar asta e pălitorul de mașină. A adus-o pe dumneai ei să vă convingă că dumneavoastră nu ați fost lovit, ci ați căzut singur. Da, așa a vrut să spui că eu n-am fost lovit, dar am căzut jos. Dar spuneți-mi, vă rog, credeți că ei au făcut o cârdășie între ei? Eu nu știu, dar trebuie să facă ceva, că de unde puteți să apară ferestre nouă, ușă nouă? La cine? La doamna Valentina, la cine? De unde avea bani atâta să pui ușă, ferestre nouă? Cum am căzut eu la vreme ce a apărut și ușă nouă, și ferestre nouă? Eu nu înțeleg de unde. Doamna Valentina, iubiță, e într-adevăr a fost cu dânsă. Dar eu am mers mai la alt cotitor și o chicat și de un copac. După și o chemat salvarea, noi am sculat-o de sub copac și am zis duci tu acasă ca muși să nu vii după tine salvarea. E într-adevăr era în râp, e nu putea stăi, să vadă, tras că era după cultura gelantă în râp și era pălită la cot și e drapanată, pălită, că e într-adevăr o chicată și e chiar într-adevăr o chicată. Și deamă, după, au trecut o două zile după interogarea lor, și într-adevăr, ei trăiește într-o casă tare... Eu nici nu vă pot povesti cum trăiește, că la mine găinile și mai bine trăiesc ca dânsa. Și peste noapte ei au apărut nu ferestre și... Nu chiar peste noapte. Undeva după și el a început că se dă tipa că nu-i drept, că el s-a îngroticat, apoi lui, în timp de o lună. Asta a fost în timp de o lună. Până la sfârșit de noiembrie,
Eu am avut și ușă fereastră. Și de ce asta vă dă de bănuit? Că femeia și-a pus ușă și ferestre. Ied la magazin, ied pe datorie. E n-are coțuni pe picioare. E într-adevăr, e un fel de om, nici bomjih nu e așa. Lasă, este, lasă. Nu, eu vă spun, apoi răspund lui Vania și o spus de uși diferit. Vreau să auzi și... Da, dacă așa au fost. Doamna Stela, dumneavoastră ce credeți? Și eu i-am spus lui doamnă și ei s-au spărat, i-am venit împotriva mie. Eu vreau să vă spun una. Nu pot să... Știți cum se spune? Ni poimă, ni vor. Așa și cu ferestrele și cu ușile, nu putem noi să demonstrăm că asta au fost, da? Dar numai că... Nu e interesant, deși doamna Valentina, când are vreo problemă, nu se duce la primariu din sat, dar se duce, vine un consilier a satului Alexeevca și sună la domnul Gangan și îi spune: domnul Iuri, pe Valentina a amenințat-o. Domnul Iuri, Valentina nu... De unde știți? Asta au fost în, tot în fața casei mele, în prezența mea, când asta au fost într-adevăr, că Sveta i-a spus că la dânsa stă cineva închis în casă. Într-adevăr, asta stă un bărbat închis în casă. Seta îi spune, zice, se iese la lungi, că e ca la noi s-a început a sfura păsările și așa mai departe, și noi bănuim cu voi. Și el repede l-a sunat pe domnul Filea, a venit domnul Filea și stă: domnul Iuri, pe Valentina au amenințat-o în legătură cu avaria și aia. Și asta vă dă, toate acestea vă dau de bănuit. Eu vreau să vă spun că noi am reușit să discutăm cu această femeie, doamna Valentina Băcova, să ascultăm cine a povestit. Atenție la ecran. Am văzut că nu l-a pălit pe domnul ăsta. Nu l-a pălit el, că eu am oprit singurul și la mașină. Și el nu a pălit. De aici ca două ori singur mă răgăt, dar pe asfalt, cum el ciorul bolnul, două ori singur a cicat. Tare, s-a lovit singurul la ciori. Dar era bat, era tare. Și nu putea el să margă, nu putea nicotica jos. A oprit mașina, el s-a oprit omul ăla. S-a oprit și s-a uitat și l-a ridicat de acolo și l-a dus la o parte. Când l-a dus la o parte, dădeam o unit viera, unit. Domnul nu l-a lovit cu mașina. Asta eu sunt drept. Dar dumneavoastră cam la ce distanță erați de locul de unde Ion a căzut? Doamna, așa ea era distanță. Ia ca așa, cum? A venit cineva la poartă, v-a luat și v-a dus la spital, la Ion? Da, am fost. Păi cine v-a dus la spital? Un om, dar eu nu știu pe dânsul. Dar ce v-a spus când a venit la dumneavoastră la poartă? La Ivan, o să încem la Ivan, decădem la Ivan. Dar pentru ce n-ați întrebat ce să fac eu la Ivan? La Ivan el a intrat să zice să-i aduc ceva de mâncare, ori să-i aduc, știți că el a măr și el... Că de-am auzit și el că spun că l-a lovit și... El a zis că eu n-am... Vă știți că eu n-am lovit cu mașina? Eu zic, da, hădim la spital și l-o spune lui Vania. Eu prima sunt martor acolo. Că eu prima am văzut cum și-o pot. Dar ei pe urmă au unit cu... Dar de ce ei spun că pe dumneavoastră v-ar fi plătit ca să dați așa mărturii? Nu-i drept. Asta e că omul și ăla a fost la mine la zarăvăt că este un om. Și el a pus fereastră și la mine e o rând fereastră și eu înghețam. Și el trăiește la mine la cartierul om. Cine v-a cumpărat aceste geamuri? A cumpărat el? Nu, e o copiecă nu i-a dat. Eu n-am luat la nimeni nică. Am văzut că ați zâmbit așa, ironic, în timp ce o ascultați. Dar cu așa om tare e greu de vorbit. Că, într-adevăr, și ieri eu mărs prin sat și tot. Mi-o văz că stăm acolo la... Dacă nu trăiesc eu departe de magazin, și mă duc, mă rog, da, să mai cumpăr câte o pâine. Și au început a ne numi diferite cuvinte. E singur, ne numește... S-a auzit dumneavoastră cum zice doamna Valentina. Ion a căzut două raze pe asfalt. Ieri mă atâta știi, spui că Ion a căzut două ori. Și ferestrele le-au pus nu știu cine, dar ele zic că... Dar nici nu știi cum o cheam pe nume. Și încă una. O trebuie să-i dați întrebare. Dacă domnul Gangan a străit în Rădulin Vicini? Și apoi să vedeți rezultatul. Și atunci când a zis că nu știa cine a venit, când o întrebam de domnul primar, credeți că aminții? Asta e că ne-am zâmbit, că nu știe ei cine. Ei se cunoșteau foarte bine și până la acest... Dar pe clar, pe dânsa o dat și-o vrut o mașină și nu ne-a dat voie la nimeni să ne aprochem și o filma pe dânsa aparte. Atâta timp cât ceea ce se spune acum nu are o formalizare oficială, e un banc. În Mahală se vorbește și e comic și e interesant. Da. Dacă aceste declarații au fost date și notate ca și declarații de martori care au anumite efecte și consecințe și dacă se va ajunge și la o anchetă despre veridicitatea acestor declarații, deja putem vorbi și despre mai multe declarații false, consecințe, poate și presiune asupra martorilor
Iată, există și acest aspect. Un pic etica avocatului, poate aici, iarăși trezește dubii. E foarte interesant, nu e foarte banal. Cu ușurință chiar cred că a avut loc și vizita asta, domnul primar, iată, cu acest martor reproșabil Valentina. Deci, vă zic din proprie experiență, chiar recent, a apelat cineva la mine, tot în Florești, tot cu accident rutier și tot la același ofițer de urmărire penală care instrumentează și cazul dat. Și la partea vătămată au fost învinuiții și i-au spus că în realitate ei cu mașina au lovit un cal, dar pe omul ăsta l-a bătut cineva pe drum și l-a aruncat sub gard. Deci cam se asemănă situațiile cu aruncatul sub gard a părții vătămate, numai că ceilalți au lovit un cal cu mașina. Și au găsit o bunicuță din satul Frumușică, dacă mă greșesc, o bunicuță pe care o impuneau să spună că a văzut cu mașina, a lovit calul, că s-a găsit mașina cu deteriorări. Eu vreau să întreb, dar chiar pe mașină nu este niciun... Este. Dar noi am văzut și eu am spus, zic că eu am filmat cum în partea dreaptă a mașinii e pălit bumperul, e sărit în șotca și gabaritul nălare. Și când ne-am dus la poliție, zic eu vreau să văd mașina, într-adevăr. E arestată mașina și așa cum am spus eu. Și zic și aveți întrebări. Dumneavoastră ați filmat acest video sau doar i-ați amenințat pe polițiști? Am amenințat numai. Să eu dacă și nu am amenințat, aveți și buitat de atunci. Situația, sau. Știți cum a fost? Deci când au venit doi polițiști primii care au venit, au întrebat asta și zice, da, și voi știți care e mașina? Noi am spus numărul de matriculare. Și când i-au bătut în bază și au zis, voi vă dați seama cine grăiți. Te spun... Chiar așa vă auziți? Da. Da. Eu spun... N-am idee, eu vă spun numărul de matriculare. Domnul polițist se apropie, ne arată fotografia lui domnul Gangan, spune, aici stă om, eu spun da. Eu vreau să vă zic că l-am întrebat și pe primarul Iurie Gangan, cu ce scop l-a vizitat pe domnul Ion la spital, a doua zi după presupusul accident. Haideți să vedem cine a răspuns. Accident? Eu n-am văzut accident. Eu zic presupus. Dar dacă eu am fost acolo? Erați întreagăt? Întreagăt, eu sunt în satul Rădălini Vechi. Eu în toată ziua, practic, plec. Este adevărat că ați fost a doua zi la spital la domnul Tercion? Este adevărat. Cu ce scop ați fost? Ascultați, eu nu vă dau interviu. Păi este adevărat că erați însoțit de Valentina Băcovanța în ziua când ați fost la spital? Pentru și dumneavoastră dați așa întrebare. Dar cu ce scop ați apropiat a doua zi la spital? Nu doresc să comentez. Eu nu pot să dau... Spuneți că nu sunteți vinovat. Nu pot să dau mărturie împotriva mea. Pe domn Gangan, ei cumva vă îndemnesc că dumneavoastră ați fugit de la locul faptei. Eu vă rog, deconectați camera. Eu nu vreau discut, dar eu ies eu din birou, dar atunci. Primar, nu primar. Îl învinuiesc pe Iurie Gangan. În primul rând, la data cutare, eu nu eram primar. Nu erați? Eu sunt primar din 7 noiembrie. Eu se primește că trebuie să mărturisesc împotriva mea. Eu n-am lovit. Eu nu recunosc vina, eu n-am lovit pe nimeni. Nu vă recunoașteți vina? Sigur că nu. Ancheta are, într-adevăr, foarte multe de verificat. Primarul se vede foarte bine că are ce ascunde. Există principiul prezumției nevinovăției. Văd că știe foarte bine. Însă, care e problema să discuți pe o temă care a primit o conotație publică, să discuți sincer, să povestești dacă o știi pe Valentina, ce ai căutat la spital, ce ține cu prezumția nevinovăției. Dacă ești om bun, cu intenții bune, moralul e sănătos, ai vrut să faci o faptă bună, pentru că de fapt ești și obligat, pentru că ești capul localității, e bine, e salutabil, dar explică. Îi cam tremură vocea și... Chiar dacă neagă acuzațiile care îi se aduc, primarul Iurie Gangan figurează în cauza penală inițiată de către Inspectoratul de Poliție Florești. Să vedem ce statut are acesta. Cazul a fost înregistrat la data de 6 noiembrie 2019. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală conform articolului 264 alineatul 1. Bărbatul în vârstă de 51 de ani, care are statut de învinuit, la moment este cercetat penal în stare de libertate. Poți interoga și martori? Asta eu nu vă pot spune sincer, nu cunosc. Nu m-am ocupat de caz mai așa mai eu de la început. Dar bănuitul a fost supus unei expertize de alcoolemie? Da. Bărbatul nu era în stare de ebrietate. La moment se întreprind măsuri de urmărire penală pentru a stabili cu exactitate toate circunstanțele producerii accidentului. Și mi-a spus domnul, expertiza medico-legală, expertiza
autotehnic, mai multe, dar se așteaptă un șir de expertiză, așa cum s-a explicat. Deci înțeleg că mașina la volanul care se află persoana care ar fi cauzat accidentul este supusă unei expertize acum? Da, da. V-am spus că toate circumstanțele încă se stabilesc, se așteaptă expertizele, un șir de expertiză ce ține de testul la alcoolemie, expertiza tehnică a automobilului și după ce o să avem toate expertizele, o să ne ținem că spune mai mult în acest caz. Dacă se constată că la volan a fost primarul și dacă îl ajuta și dacă îl ducea la spital și dacă revenea la fața locului, dacă era să colaboreze cu poliția, în specificul situației, cotitură, lipsă de vizualitate, lumina, faptul că cineva în stare de ebrietate era, indiferent de circunstanțe, în mijlocul drumului, poate că, ca și sancțiune penală, juridică, domn primar putea și să scape. Dar opunerea, totul ce s-a întâmplat suplimentar, ceea ce a scos la evidență și activitatea nocivă, lipsa de atitudine profesionistă a poliției, mărturii false și lipsa de morală, este asta trist. Și asta trebuie să fie cu adevărat anchetat suplimentar decât ceea ce la propriu se discută astăzi. Am atras atenția la comentariul ofițerului de presă, deci s-a expus în privința accidentului chiar că a fost pe o cauză penală, dar vedem că au fost lăsați fără examinare acțiunile ulterioare, părăsirea locului accidentului și lăsarea în primejdie. Deci aceste văd că organul de urmărire penală încă nu s-a sesizat, să zicem așa, în privința acțiunilor respective, că este contravențional sau penal. Pentru a afla exact cu ce fel de traumatisme s-a ales Ion Perciun în urma presupusului accident, noi ne-am adresat unui specialist din Chișinău. Traumatologul Nicolae Bajurea a examinat o radiografie care i-a fost făcută bărbatului imediat după incident. Haideți să vedem la ce concluzie a ajuns expertul nostru. Prezint o fractură de masiv trohanterian. Deci este o fractură care se petrece de obicei la pacienți învârstnici și se produce sub o energie, considerăm energie mică. Deci o cădere de la propria înălțime, atunci când mergând pe stradă ne-am dezechilibrat și am căzut jos. Ceea ce este diferit de traumatismele care se produc cu energie cinetică mare, adică căderile de la înălțime, de exemplu, sau accidentele rutiere. O răsucire a corpului cu cădere, poate fără cădere, dar nu este o fractură care, bine, ar putea fi și de o energie cinetică mare, dar mai des se întâmplă pentru energii mici, ca să producă fractura. Automobilul de obicei produce o energie mare, deci este un impact mare. Această fractură se produce pe o energie energie mică. Deci la o simplă cădere, ea poate să fie provocată, mai ales având coxartroza aceasta. Chiar și în momentul în care noi o să obținem consolidarea acestei fracturi, persoana dată o să fie cu dureri în articulație, care sunt cauzate nu de fractură, dar de problema preexistentă acestei fracturi, care am spus coxartroza. Aici trebuie să vă spun neapărat un lucru. Medicul traumatolog nu știa despre cine este vorba și în ce circunstanțe a fost traumat pacientul, radiografia căruia a studiat-o și și-a făcut concluzia. Dacă vorbim de o viteză mică și de un impact nu atât de violent, unde viteza într-adevăr poate a fost redusă sau poate cu atât mai mult, noi nu avem o expertiză care stabilește viteza de deplasare automobilului,
Noi nu știm cu ce viteză el se deplasa. Martorul spune că se deplasa foarte încet. Deci foarte încet asta nu înseamnă un impact violent. Și nu este neapărat la viteză mare doar să fie asemenea, pot fi și la viteză mică. Spre final de emisiune vrem să vă arătăm cu ce s-a încheiat discuția noastră cu primarul Iurie Gangan. După ce acesta a refuzat invitația noastră de a veni în platoul Vorbește Moldova și a insistat să nu difuzăm imaginile pe care le-am filmat în acea zi. Atenție la ecran! Pe domn Gangani, cumva vă îndemnesc că dumneavoastră ați fugit de la locul faptei. Eu vă rog, deconectați camera, eu nu vreau discut, dar eu ies eu din birou dar atunci. Și la televiziune vă solicit să nu fiți imparțiali și eu vă solicit să nu publicați materialele astea. De ce? Deși dați să expui anchetă. Noi nu facem o încălcare până la urmă. O să ne lămurim dacă nu faceți anchetă. Dacă nu faceți încălcare. Ne amenințați? Eu nu vă amenințez. Eu vă rog să nu publicați materialul acesta de astăzi. Последняя реакция примаря как раз и доказывает тот факт, что ему есть что скрывать, а то, что говорили все коллеги по плато. И опять же возвращаемся к тому моменту, что у нас, к сожалению, взаимоотношения между людьми и во вторую очередь взаимоотношения между властью, да, и обычными людьми приводят к тому, что у людей нет никакого доверия к такой власти. И отношения полиции в данном деле опять же доказывают тот факт, что нету желания доказать, кто прав, кто виноват, а есть желание просто спрятать некоторые факты. Domnul în cauză, primar fiind, își poartă marea responsabilitate față de consătenii lui și față de el ca postul pe care îl ține sau îl conduce. Și atunci există obiectul ăsta în școală care se predă educația pentru societate. Se pare că dumnealui n-a fost prezent la așa curs, la așa obiect. Și îmi pare foarte rău că este primordial în cazul dumnealui care ar trebui să țină cont de anumite reguli de comportament în societate fiind pe un așa post. Într-o societate civilizată, această persoană trebuia cel puțin să fie suspendat din funcția, chiar din propria inițiativă, da, pe parcursul anchetei respective, ca să nu trezească dubii și ca jurnaliștii să nu îl găsească la birou, ca să spună dumnealui de pe scaun de primar că nu vrea să vorbească pe o chestiune foarte interesantă pentru societate. Atunci când organele statului devin părtinitoare și nu oferă acea egalitate a părților în proces, în cadrul urmăririi penale, chiar este o problemă. Eu, cel puțin din partea mea, având în vedere că am un caz similar, vreau să vă zic că mă apuc să vă reprezint, da, interesele dumneavoastră, absolut gratis, cu atât mai mult că o să-mi fie foarte ușor. Aveam același ofițer de urmărire penală, deci nu o să fie o problemă. S-a rezolvat și această problemă, Dorin, îți mulțumim. Noi vom urmări evoluția acestui caz și sperăm că acesta va fi elucidat. Aici încheiem. Liniște și pace. Vă doresc să aveți cei dragi. Mereu atât.